Săptămâna viitoare va debuta evaluarea națională a elevilor din clasa a patra, o premieră în țara noastră. De asemenea, vor fi evaluați și elevii din clasele a doua și a șasea. Până acum, astfel de evaluări se desfășurau doar în anumite școli pilot. Tot în această perioadă vor începe și înscrierile pentru examenul de bacalaureat. Încep cu 26 mai. Se va desfășura, se vor derula probele de competențe în limba română, în limba străină și competențele digitale. Urmând ca la sfârșitul lunii iunie și început de iulie să se desfășoare probele scrise la examenul de bacalaureat. În luna iunie va avea loc și evaluarea națională a elevilor de clasa 8-a și probele de aptitudini pentru admiterea în învățământul liceal.